Cred că se vorbește foarte mult despre parteneriat, nu știu dacă neapărat parteneriatul ar trebui să fie obiectivul nostru final, o colaborare care ar trebui să înceapă prin a ne asculta, prin a avea capacitatea să deschidem urechile asupra argumentelor. Dar cred că ce ne lipsește, ne lipsește o viziune a tuturor unde vrem să ajungem, de ce vrem să ajungem. Încă mai discutăm despre cât de importantă este această educație timpurie, încă ne mai uităm pe studii, încă, deci e evident că ceea ce numim noi medii de business, buy-in-ul sau convingerea celorlalți că este necesar să facem ceea ce vrem să facem, n-am rezolvat încă acest aspect. Și asta e partea cea mai importantă. Dacă ne uităm la cum cresc companiile, pentru că iarăși e un panel reprezentativ pentru partea de business, tot începe cu o viziune. Cred că la nivelul acelei viziuni și definirea misiunii și a ceea ce vrem să facem pentru a ajunge acolo, cred că aici trebuie să mai facem treabă. Și cred că trebuie să, așa cum am spus, să ne ascultăm și să începem să ne blamăm mai puțin. Pentru că chiar dacă nu o spunem foarte clar și răspicat, ne blamăm. E o problemă la profesori, o problemă la părinți, e o problemă la factorul decizional, care factor decizional. Iarăși, discutăm factorul decizional politic, social și așa mai departe. E o transformare prin care trebuie să trecem ca și societate. Am intrat într-un segment de piață care se numește bio. Odată cu această intrare, am ajuns foarte apropiați de un segment foarte important care se leagă de educația timpurie, mamele. Pentru că totul pleacă, când e vorba de relația cu copilul tău, pleacă de la nutriție, pleacă de la ce îi dai să mănânce. Și am descoperit o platformă în care informația este foarte importantă. Există forumuri pentru mame, sunt tata două fete, știu de existența acestor lor, chiar dacă e foarte greu să intri în unele dintre ele. Există foarte multă nevoie de informație, există foarte multă nevoie de informație relevantă, există foarte multă nevoie de sfaturi și de direcție. Există o nevoie pe care nu întotdeauna o conștientizăm a tuturor și cred că o minimizăm foarte mult, de a ști, de a cunoaște. Trebuie să începem cu noi și aici e partea de dialog și partea de ascultare. Cred că intrând în dialog cu acești părinți, pentru că asta încercăm să facem prin aceste ambalaje, încercăm să transmitem niște mesaje care să le aducă aminte părinților cu privire la valorile alea importante care sunt dobândite în primii ani de viața ai copiilor și datoria pe care o avem noi ca și părinți de a nu uita asta. Suntem reprezentanța unor business-uri, avem un impact dincolo de societate ca și întreg, avem o responsabilitate în ceea ce privește angajații noștri. S-a vorbit despre mame, s-a vorbit mai devreme despre depozitarea copiilor în creșe, se vorbește despre valorizarea acelei educații timpurii. Și cred că ca și lideri de business sau și ca și conducători de business, ca și oameni de business, ar trebui să ne uităm ce facem noi, cât de mult protejăm mamele, cât de mult încurajăm natalitatea, ce se întâmplă cu mamele acelea care în momentul în care au rămas însărcinate așteaptă 3 luni de zile, 6 luni de zile să anunțe terifiate că urmează să aducă pe lume un copil, da? Ce se întâmplă cu acel stres permanent, ce se întâmplă cu jobul meu când mă întorc la muncă. Am o carieră, trebuie să progresez, cred că putem să facem lucruri mai bune aici, chiar dacă din punct de vedere legislativ, cred că România este una dintre țările cele mai permisive.